A doua oară e cu noroc. Asta par să gândească autoritățile române odată cu redeschiderea fizică a școlilor. Învățământul în sistem clasic se va desfășura mai relaxat în semestrul al doilea decât în toamnă. Deși ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nu este gata, Sorin Câmpeanu a anunțat deja o parte din noile măsuri. În toamnă, deși erau mai puține cazuri de îmbolnăvire decât în prezent, clasele erau împărțite în schimburi, în așa fel încât să nu existe aglomerație. Acum lucrurile ar urma să stea diferit. După aproape un an de pandemie, gata cu distanțarea fizică, cel puțin pentru elevi, aceștia vor putea sta din nou câte doi în bancă, a anunțat ministrul Educației. În plus, aceste panouri din plastic vor dispărea cu totul. Regulile de distanțare vor fi adaptate la specificul și realitățile școlii românești. 90% din școlile România au bănci de 2 elevi. Regulile de distanțare e bine să se păstreze, dar mai ales între grupe de copii diferite. Este foarte greu, este imposibil, este irealist să pretinzi distanțare fix de un metru. Ei oricum stăteau câte doi în bancă înainte, să încercăm să revenim la normal, nu știu. Adică asta e, oricum. Și cred că și dacă stau câte unul în bancă, ei sunt într-un spațiu închis. În toiul iernii, sălile de clasă vor trebui aerisite temeinic, iar masca de protecție rămâne sfântă. Elevii care nu poartă mască nu vor fi primiți la ore, anunță ministrul Educației. Același lucru este valabil și pentru profesorii care refuză să respecte norma de protecție sanitară. În cazul acestora, din urmă, Ministerul Educației și Inspectoratul trebuie să intervină atunci când există abateri. Există și alte noutăți pentru cea de-a doua tentativă de reîntoarcere la normal. Învățământul hibrid, prin care jumătate dintre elevi învățau fizic, jumătate online, dispare cu totul. Camerele video rămân însă în continuare utile și asta pentru că elevii și cadrele didactice, care fac parte din cele 5 categorii exceptate de la învățământul fizic, vor rămâne online. Actualul ministru al Educației critică scenariul hibrid. A fost un scenariu care s-a dovedit a fi foarte ineficient din perspectivă educațională. A fost un scenariu care a determinat pierderi care acum trebuie compensate prin acest program național de acțiuni remediale. Consider că trebuie să meargă copiii la școală. Nu văd, am nepoții mei și toată ziua sunt online, dar ei umblă pe telefoanele mobile, deci nu, gândul lor nu este acolo. Nu am copii, dar cred că dacă se respectă toate măsurile enumerate de autorități, poate fi o soluție și vom vedea dacă va crește numărul infectărilor. Sper că nu. O provocare o reprezintă însă triajul epidemiologic. Teoretic, triajul epidemiologic trebuie realizat în fiecare dimineață. Pentru a fi făcut însă ca la carte, acesta necesită timp și personal suficient. În aceste condiții, responsabilitatea părinților, care nu trebuie să-și trimită copiii la școală dacă au simptome de răceală, este esențială. Potrivit datelor Ministerului Educației, avem în jur de 17.000 de școli în România.